am avut multe amintiri și multe întâmplări frumoase legate de Grecia, de 2006 și de Eurovision, an care mi-a schimbat viața și cariera complet. Dar așa ca amuzament, cea mai haioasă întâmplare a fost când Ana Visi, reprezentanta Greciei și Madonna Greciei, supranumită Madonna Greciei, m-a chemat la ea în cabină. Pe sondajele de pe internet eu eram favoritul și se spuneau toți că am să iau locul întâi. Și era teamă de mine, ea care venise direct la câștig. În final ea a luat locul 9 pentru Grecia, eu am luat locul 4 pentru România. A rămas ea așa cu un gust amar, dar l-a cunoscut pe Turner. Și mi-a dat și un pupic, așa, de două ori chiar. We'll dance together in that dream that could be so right. We'll dance together. Interpretul Mihai Trăistariu n-a plecat în glorie la Eurovision, ci cu șuturi în fund din partea presei și chiar a românilor, care îl blamau ba pentru vocea lui puțin castrată, ba pentru look-ul lui care nu i-l-a pus la punct, pentru îmbrăcămintea care nici ea nu e cum trebuie. Și am plecat așa puțin dezamăgit, dar cu dorința de a dovedi românilor că eu am să fac treabă bună acolo. Eurovisionul era, în mintea mea, o relansare în muzica românească. Vroiam o carieră solo și îmi trebuia o explozie, o bombă de presă, de mediatizare. Pentru mine Eurovision acum înseamnă lansarea mea pe plan internațional. De-aia mă bate gândul tot timpul și mă obsedează ideea de a reveni pe scena Eurovision, pentru că îmi doresc să câștig acest concurs, mare concurs, și să explodez în încă 30 de țări dacă se poate. Dragi români, Eurovisionul are o audiență de peste 150-200 de milioane de telespectatori în fiecare an. E păcat să nu te uiți și tu. Uită-te la Eurovision, susțineți România!